Schimbarea climei este una din prioritățile de bază pentru comunitatea europeană. Astfel, Comisia Europeană a propus ca Europa să devină cea mai mare economie neutră din punct de vedere a climei către 2050. În acest sens, ca Republica Moldova să fie parte a proceselor comune, Uniunea Europeană a oferit țării noastre un suport suplimentar prin intermediul proiectului STARS. Unde, în primul rând, domină problema schimbării climii și energiei, respectiv energiile regenerabile. E o mare prioritate pentru noi și proiectul STARS tot vine cu contribuții. Sprijinul vine prin proiect, în primul rând, cu experți străini, cu resurse financiare și cu implicarea unora experți locali. Iar scopul de bază este atingerea obiectivelor privind combaterea fenomenului schimbării climei la nivel mondial, prin promovarea resurselor regenerabile și eficientizarea consumului de energie. Republica Moldova a avut, are așa angajamente, către orizontul 2020. Noi suntem la mijlocul anului 2020 și guvernul lucrează asupra stabilirii de noi angajamente către orizontul 30. Și în această direcție, proiectul STARS de care vă vorbesc, el contribuie la formularea acestor obiective, la formularea acestor angajamente pe termen lung, 10 ani. Expertul mai spune că pentru atingerea obiectivelor propuse, este important ca cetățenii să se implice activ în combaterea fenomenului de încălzire globală. Toate statele membre ale UE merg cu mare insistență, vă rog, către diminuarea consumurilor, eficientizarea energetică, asta înseamnă, pe cât e posibil, cu angajamente, fiecare stat cu angajamentele sale, iar mai apoi, cu promovarea surselor regenerabile, ca către 2050, Europa în particular, ar să reduc consumul combustibilor fosili până la 30%. Lumea trebuie să prindă mesajul ăsta, chiar dacă acasă la Chișinău, Moldova, nu-l simt. STARS este un proiect de asistență energetică dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acesta a fost inițiat în anul 2017 și este parte a programului UE for Energy.